Da, sunt Teo, am 36 de ani, sunt născut și crescut până la 14 ani în Titan, în București, unde și suntem. Păi spațiul copilăriei ți-l zic exact, adică știu limitele exact. Era blocul. Spatele blocului era deja era o graniță, era un teritoriu unde era o zonă gri, spatele blocului. Mă mai duceam pe acolo, dar nu prea era ok. Că nu auzeam dacă mă strigă. Deci de asta era, de cât putea să țipe bunica mea sau maica mea, cam ăla era zona în care puteam să merg. După care tot ce înseamnă curtea aia din fața blocului, toată zona asta de joacă, de aici, toată zona de acolo, două scări mai încolo, până la scara 3. La scara 4 era dubios deja. La scara 4 era prea departe. La scara 2 și 3, toată zona asta din față, până în bulevard, nu călcam peste bulevard. Deci eu nu mi-au cam aminte, cred că primii 6-7 ani în viață să fi traversat bulevardul ăsta. Aici, în spate, pomul ăsta avea crăci până jos și în asta ne urcam și era nava noastră spațială. A fost două veri la rând navă spațială asta. Că ne urcam în ea și era foarte des și aveam tasta de comandă, ne luptam cu tot felul de extraterestri până în copacul ăsta. Și mi-au aminte foarte clar de când eram copil că aveam un prieten care fabula enorm de mult. E o combinație între a minți, a exagera, a inventa, e intersecția între astea, o definesc eu ca a fabula. Și era mișto să-l ai ca prieten, că tot timpul venea cu niște filme de-astea, niște idei de-astea. Pe de altă parte, mie mi se rupea filmul când el ne cerea, mie și celuilalt prieten care eram, că noi eram trei aici, doi la scara 1 și era aici, altul la scara 2. Nu, eu eram la scara 1 și ei doi erau la scara 2. În momentul în care ne cerea să credem pe bune chestia aia, acolo mie mi se rupea filmul. Când el venea cu un film de ăsta, cu o poveste de asta, ce i s-a întâmplat sau ce așa, noi eram dispuși să mergem să ne jucăm pe tema aia, da? La un moment dat am ascultat treptele de intrare de la scara 2, am stat cred că o zi sau două și le-am ascultat cu urechea. Țineam urechea pe ciment și ascultam, că zicea el că sunt niște, e ceva, un grup de oameni care sunt ascunși acolo și trimit semnale de sub bloc și care să ascultăm semnalele pe care mega fan să ne jucăm așa, da? Dar știam că nu e for real, ne jucam. În același timp avea niște momente în care la un moment dat a găsit nu știu dacă mă ce-ți aminte, erau niște breloace din astea, brelocuri, nu știu, din astea mici, pe care le fluierai și răspundeau, nu știu, aveau o de-asta. Și a găsit un de-asta pe aici și s-a apucat să încerce să ne convingă, pe bune de data asta, nu era joacă, film de-asta, s-a apucat să încerce să ne convingă că e o bucată de nu știu ce navă spațială care a căzut și el a găsit-o și că în jur era iarba arsă și că... Și la momentul ăla, nu știu, cred că aveam 7 ani, nu știu, ceva de genul ăsta și am fost, băi, bullshit. Hai să fim serioși. Nu, că e, că cred că uite că am găsit-o, că ne-a desfigat, știi? Și îmi iau camintea ani de zile că am avut tot timpul relația asta eu cu el, Cristi îl chema, de el zicea niște lucruri aberante și eu încercam să explic că nu e așa. Și l-aveam pe al treilea, pe Radu, care era oarecum arbitru, știi? El trebuia să decide dacă e sau nu așa. Apropo de debate. Deci asta într-un fel, da, culmea cam aia mi-aduc aminte ca skill pe care l-am dobândit când eram copil, nu neapărat dat cu mingea sau urcat în copaci, cât asta argumentat, contra-argumentat. Știi că ăsta uneori ți-a zicea niște lucruri că eram fuck it, e o aberație, dar ne jucăm. Dar uneori era la modul, nu, chiar trebuie să mă credeți că asta e pe bune și aia nu suportam. Deci încercam să explic în toate modul de putință că nu e, n-are cum. Și aia mi-a aminte cum era. Adică aia mi-a folosit cel mai mult în viață până acum. Aici era un spațiu de joacă amenajat. Deci aici era spațiu de joacă. Acum 30 de ani era nisip pe jos, pietriș, nisip așa. Și erau vreo 5-6 leagăne balansoare și o chestie ca o scară din oțel, așa. Deci erau niște aparate pe care copiii s-ar fi putut juca și sau mutila. Cam asta e ideea. Adică erau niște chestii care
Nu pot să zic că aș prefera acum, dacă aș avea un copil și ar crește aici, nu pot să zic că aș prefera să se joace pe chestiile alea mai degrabă decât pe chestiile astea, pentru că astea noi arată mai bine, sunt mai colorate, sunt mai interesante, adică se mișcă în mai multe părți, poți să faci mai multe lucruri cu ele și sunt mai safe. Dar ce pot să zic ca observație este că mai safe cu aparatele astea mi se pare că e și că e bine. Ce mi se pare îngrozitor este că văd în jur aproape la fel de mulți părinți cât copii. Deci în momentul ăsta, dacă mă uit, văd 6 copii văd și 6 părinți. Nu, 7 cu 7. E îngrozitor să ai un părinte pe copil. Și de ce? Pentru că mi se pare că deja lucrurile aici, când încep să devină safe, adică zici, bă, e safe că sunt părinții copii, e prea safe. Dar cred că în momentul în care ieși la joacă și mai ales cu ceilalți copii, se întâmplă ceva incredibil de important pentru dezvoltarea ta în relația cu lumea înconjurătoare. Și anume, trebuie să fii lăsat să explorezi.